Bună dimineața la cafea, zi cu soare avem azi, se anunță mai mult de 7 grade azi, o să ieși mai mult pe afară. Zi frumoasă să aveți. Mă pun să-mi desfac o grefă, dar am pus aici iaurt cu semințe de chia, cu câteva vișine congelate și câteva bucăți de smeură, tot congelate, și le-am pus să se hidrateze semințele și să văd ce gust are. Eu știu că e puțin dulceagă semințele astea, combinația asta așa, e puțin dulceagă, și să văd dacă mai trebuie să mai pun miere ceva. Vreau să-i dau și lui Luis să văd dacă îi place așa gustul ăsta. Nu-l mai amestec că se topesc fructele și mă pun să desfac grefa. Avem cafeaua cu numărul 2 pe ziua de azi. Nu știu de ce, dar vreau să beau multă cafea. Este 1 fără 10 și este deja a doua cafea. Și am de editat un clip și cât editez clipul o să beau cafeaua. E făcută în cana de dimineață. Asta ca să nu avem discuții și cu tot felul de comentarii. Așa, și avem aici tochitura de aseară cu toate tipurile de carne, porc, pui și niște cârnați, și cu mămăligă și castravete murat. Și asta este prima masă. Pentru la cină avem spaghete cu sos roșu. Am călit pieptul de pui puțin în unt, apoi am pus sucul de roșii. În sucul de roșii am pus 2 bulgări de mozzarella care s-au topit în sosul fierbinte. Nici nu se... Dar dacă fac așa, nu știu dacă mai se întindă. De aceea nu se vede. Condimente. Ce condimente am avut în casă? Sare, piper, oregano. Nu oregano, busuioc. Și deasupra am pus... am răzuit Granda Padano. L-am păstrat așa de la Lidl. Un calup acum l-am desfăcut și mi-a răzuit. Și o să mai răzui cât e necesar. Înainte de asta... Luam pliculețele astea de la Oșan, de la Zanetti. E brânză pentru paste, pe care o aveam mereu în frigider. S-ar putea să o pun și pasta ca să o terminăm, pungulița asta. Dar mai nou cumpăr din asta așa calup și îmi răzuim cât avem nevoie. Da. Rebecca a mâncat deja, Iris doar ce s-a trezit, mai stă puțin și apoi mănâncă și acum mănânc și eu. Să avem poftă. Să am poftă. Și pentru că n-am mai mâncat de mult rulouri, am trecut pe la 2 pași și am luat 2 rulouri de astea 10 lei 50. Dar sunt rulourile alea mari, așa, cu spumă roz. Astea, doar astea îmi plac mie. Mai sunt unele cu spumă albă, dar astea sunt cele mai bune. Filmez că nu le-am mâncat pe amândouă. Am mâncat unul și puțin, ca să se consemneze aici. Ce zice Rebecca? De ce nu fac și eu din astea acasă? Uite că nu mi-am dat seama până acum. Nu știu spuma asta, dar probabil că este albuș cu ceva zahăr. Și căpșune, poate. Căpșune. Auzi, amândoi căpșune. Da, sau praf de căpșune. Că acum am și forme. Și colorant alimentar, când nu are cum să fie rozul ăsta așa, natural. Mă duc până la Lidl, am o față, am venit de la școală cu Rebecca și m-a luat un frig. Am uile înghețată, nasul rece, mi-e frig. Dar mă duc până la Lidl că nu mai avem lapte, trebuie să iau lapte pentru mâine. O să iau mai mult să fac și lapte cu ceva, paste ceva. Și trebuie să iau și pâine și ceva pentru pachet pentru Rebecca. În fine... mi-am făcut lista. Astăzi am scris în agenda. Doamne, ce cură! Stai că nici eu nu suport să mă văd așa. mi-am scris în agenda azi. Stai să vin așa la lumină. Așa. Ce am de făcut ca să nu le mai uit și ca să-mi... ce nu fac azi să transfer pentru mâine. Am ceva bifate. Am câteva bifate, mai am 3 chestii de făcut azi, printre care și exerciții.
Și vreau să le fac, ca fetele s-ar putea să intre la baie fetele, așa că să mă pot mișca. Dar mă duc la Lidl să iau câte ceva. Am ajuns acasă, era așa de gol la Lidl, la cel puțin la pâine și la congelate, era gol. Am luat așa, zambilă, asta este ceva, cred că de asta, aia albastră sau mov. Niște benzi depilatoare, de astea care nu necesită încălzire. Sunt pe bază de zibambus. Așa, ce am mai luat? Un ulei de cocos, era la reducere, 200 de mililitri. Ulei de cocos bio, de la 11 lei la 8. Ăsta am zis că e bun și pentru dinți, dar uite că să amestec cu pasta aia de dinți ce eu am. Încă o zambilă, asta sper să fie albă. O legătură de ridichi. 2 lei. Mamă, ce mi-a făcut astea. Dar lasă că scutur eu pe urmă. Drojdie. Am luat așa două cubulețe. Expiră pe 23. Două banane. Asta e al doilea cup de drojdie. O țelină. Țelina este 3 lei kilogramul. Nu știu dacă era în ofertă sau nu. Și am luat o țelină așa. Mâine trebuie să fac o supă de tăiței. Și am mai luat o pâine de asta 650 în caz că fac o pâine. Să am în casă. Ce am luat aici? Pâine am luat așa pentru că nu am găsit altfel. Și am luat din asta. Am mai luat un salam Victoria pentru sandvișuri, o cremă de brânză, că Rebecca a zis că vrea cremă de brânză la pachet mâine. Icre de crap expiră pe 24 întâia și a fost 50% reducere, 2 lei. Două sticle de cola așa original și un cola zero. Să le pun aici și două sticle de lapte de 3,5% găsime și total bun 72,89, 4,45 zambile, ridichile 1,99, țelina 2,99, v-am zis, la cuburi drojdie am avut reducere, pâinea 4,49, laptele 4,79, salamul 5,99, bezile 10,49, 7,99 uleiul de cocos și 3,29 cola. Și sper să-mi iasă. Să nu fac vreo prostie. Nu pot. Și am luat un cola de ăsta 0 și am luat și cola normal. Și acum pe seară desfac ăsta 0.